Lavinia Șandru este fără îndoială o femeie puternică, actriță, jurnalist, politician, mamă. Una dintre cele mai vocale și mai curajoase figuri feminine din politica dâmbovițeană. Din această postură știe multe despre bărbații puternici ai României. Dacă ar scrie o carte pe bune despre ei, probabil câțiva și-ar cumpăra bilete doar dus spre destinații din care nu și-ar mai dori să se întoarcă. Astăzi, Lavinia vine la Mădălin Ionescu Show pusă pe dezvăluiri, mari dezvăluiri. Urmăriți o ediție explozivă! Le-am promis oamenilor o ediție explozivă. Bună seara, Lavinia Șandru! Bună seara! Și trebuie să ne ținem de cuvânt. Dar n-am exagerat cu nimic. Ești încă, pentru că, din punctul meu de vedere, probabil te-ai putea întoarce oricând în politică. Una dintre cele mai curajoase femei din politica românească, asta este evident. Sunt și alte incomodă. Femei curajoase. Păi nu, am zis că ești una dintre cele mai curajoase femei din politica românească. Incomodă, ți-ai găsit un loc acolo și pe care l-ai exploatat din plin niște ani de zile. O să vorbim despre tot în seara asta, tot cu ce putem, drag, cât avem timp drag. În cele 80 de minute pe care le avem la dispoziție. Și pentru că e genul podcast, deși la TV, cum spuneai tu înainte de emisiune, podcastul adică e podcast? Cam bizar. E unul la unul, mergem pe viața ta, pe ce ai făcut tu, pe, să zicem, profilul invitatului. Începem așa, ești fica lui Iulian Șandru, profesor de matematică, și a Luciei Șandru, care este profesoară de limba română, combinație interesantă. Tu ai luat însă spre teatru. Cine te-a influențat în sensul ăsta? Nu trebuia să iau spre teatru. M-am decis să dau la teatru de-abia în ultimul an de liceu. Trebuia să mă fac avocat. De fapt, inițial trebuia să mă fac profesoară de fizică. Îmi plăcea foarte mult fizica. Ai fost pe real? Am făcut matematică-fizică. Matematică-fizică. Când am terminat liceu, am ieșit la bază prelucrător prin așchiere. Ca și mine. Te vezi. Dacă nu știu, că nu știu, n-au de unde să știe mulți dintre invitații, nu știu, mai ales cei tineri, asta ai fi și strungar, nu? Da, ceva pentru că atunci când mergeam la practică, ne duceau la strung, da? Trebuia să facem diverse piese la strung. Nu ți-ai prins niciodată părul, Doamne ferește, ar fi fost jale. Sau n-ai suferit niciun accident pe acolo? Nu! Accident, Doamne. Nu ți-a sărit niciun span? Nu, să știi. Pe haină, nu ți-a... Ni se făcea acea protecție a muncii înainte, aveam grijă, oricum. Deci ai fost cu fizica. Și cum ai ajuns de la fizică dintr-o dată spre avocatură și ulterior ai emigrat spre teatru? Până în clasa a 10-a, până la începutul clasei a 10-a, am fost la școală în Dej. Da, te-ai născut în Dej, practic. M-am născut în Dej, exact. Așa. Și imediat după 90, imediat după Revoluție, ne-am mutat la Târgu Mureș. A fost atunci un moment în care în Târgu Mureș, îți spun de ce, pentru că Târgu Mureș a fost în 90 un oraș unde s-au întâmplat niște lucruri deloc plăcute. Așa este. În ceea ce privește românii și ungurii, românii și maghiarii și comunitatea maghiară. Și efectiv a fost nevoie de niște oameni echilibrați care să vină în oraș, mai ales în zona de învățământ, să vină în oraș și să aducă un echilibru. Deci, practic, ai tăi au fost atrași? Da, ai mei au fost aduși acolo, la fel ca alți profesori care să vină și să... Să contribuie la constituirea unui climat de echilibru de care era nevoie într-un Târgu Mureș extrem de zbuciumat. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în martie 90 la Târgu Mureș, pe urmă, ca jurnalistă mai târziu, am ajuns să cercetez lucrurile astea. Ceea ce s-a întâmplat în martie 90 în Târgu Mureș nu a fost ceva natural, nu a fost ceva firesc. A fost unul dintre cele mai mari pericole care au pândit România după decembrie 89. Absolut. A fost un eveniment care putea să ducă la o altă destinație pentru România și un alt destin. Nu că ar fi foarte bun ăsta de acum, dar oricum ar fi fost mai rău, probabil. Da, numai că... Practic, în martie 90, în martie 90 la Târgu Mureș, au ajuns să se războiască oameni care n-au avut absolut nicio problemă înainte. Da? Adică erau vecini de scară care atunci când unul avea o problemă, celălalt sărea în ajutor, unul român, celălalt ungur, care pe urmă și în acele momente și-au dat în cap. Aproape că nu-și mai vorbeau, ca să nu mai spun că și-au dat în cap, să nu mai spun că au fost văzuți cu bâtă, cu topor, cu nu știu ce, de către vecini, foarte urâți. Unii chiar au plecat din țară, au plecat în Ungaria după martie 90 și nu s-au mai întors.
tocmai pentru că au fost implicați în astfel de, de gesturi urâte. Nu spun că de o parte sau de alta au fost nevinovați. Nu. Cum ai fost tu în Târgu Mureș? Cert erai este la liceu? Da, după 90 am venit, deci am venit după martie 90, la finalul verii ne-am mutat în, în Târgu Mureș, lucrurile începeau să se liniștească, începeam să discutăm unii cu alții, să vedem cum, cum ne putem întoarce la viața noastră, pentru că era trist. Dacă până atunci nu era o problemă ca un băiat maghiar să se iubească cu o româncă, să aibă familii mixte, copiii să vorbească ambele limbi, pe urmă, efectiv, s-a ajuns că se războiau în familie, în aceeași familie. Un frate zicea că el e ungur, că celălalt e român. Nu se poate, nu e normal. Adică, bun, eu am înțeles că și politic s-a exploatat problema de la Târgu Mureș, pentru că politic s-a exploatat și se mai exploatează. Da. Nu așa. Nu se mai poate exploata așa cum s-a exploatat atunci. Dar cert este că noi ne-am străduit și ne vom strădui în continuare să facem în așa fel încât să nu conteze că ești român, că ești ungur, că ești neamț, că ești tătar, că ești macedon, că orice ai fi, trăim în țara asta, suntem cetățeni ai acestei țări, până la urmă avem aceleași probleme, avem aceleași dorințe, avem aceleași vise și trebuie să construim tot viitorul nostru împreună. Unii nu sunt de acord cu asta. Asta este. Am povestit tot timpul o poveste a unei prietene care s-a căsătorit, unguroaică, eram vecine de casă, am copilărit împreună, ne-am înțeles tot timpul foarte bine. Pe urmă, crescând mare, ea a crescut, sigur, ea a fost crescută de părinți frumos, fără să existe război național cu unii și cu alții. Fără ură etnică. Și ea și sora ei. Ea s-a căsătorit în Austria, cu un austriac și locuiește la Viena. Sora ei însă s-a căsătorit cu un român, locuiesc la Constanța. Iar băiețelul surorii ei, care trăiește acum în Constanța, vorbește și românește, vorbește și ungurește foarte bine și vorbește și o engleză de... Și poate rupe și în turcește. Că... Cine știe, poate rupe și în turcește. Adică, până la urmă, asta este. S-au mutat aici acolo. Te-ai mutat într-un liceu în care erau foarte mulți, probabil, și băieți unguri. Nu știu cum erai. Cum erai, genul de fată de puștoaică, mă rog, care îi domina pe băieți? Sau reușeai ușor să, să ai relații de prietenie cu ei? Și cum erai cu băieții unguri? Da. Eu m-am înțeles întotdeauna foarte bine și cu unii și cu alții. Chiar îmi plăcea că atunci când aveam de mers undeva, ca să, de exemplu, voiam să facem un eveniment. Da. Și mergeam la diverse firme să le convingem să ne susțină respectivul spectacol sau respectiva piesă de teatru, pentru care aveam nevoie de un decor, că făceam din liceu spectacole și evenimente. Dacă trebuia să mergem la o firmă unde patronul era maghiar, luam colega mea unguroaică și ea vorbea în limba maghiară și ăla imediat se simțea smart, foarte bine da, și așa. Dacă era patronul român, vorbeam românește, era foarte frumos. Ziceam, domnule, așa trebuie să facem. Omul se simte mult mai bine dacă vorbește limba lui, vorbim în limba lui, important este să ne atingem scopurile. Așa faci, te duci pe zona asta de management și de activități, de implicare socială. Te întrebasem cum erai cu băieții. Erai genul care îi domina sau... Din potrivă, nu știu, legai relații ușor cu ei, indiferent că erau unguri sau români. Da, stau să mă gândesc. Cu băieții mă cam războiam la un moment dat, da. De ce? Pentru că în clasa mea, la liceu, băieții erau cei care, până am ajuns eu, dominau foarte bine totul, iar fetele se lăsau influențate de ei, nu luau nicio decizie, dar era foarte neplăcut. Ai venit cu personalitate. Da, îți dai seama. Am venit cu personalitate, m-am impus, ne-am certat.
nu pot să uit că, desigur, nu mă puteam lupta, adică nu puteam ajunge la violență fizică, pentru că eu eram acolo micuță, ei mulți făceau basket, erau, mamă. Și fetele nu se băgau la vinia, nu comentăm. Ba, comentăm. Nu putem să ne lăsăm așa călcate în picioare. Și la un moment dat am fost plăcut surprinsă de faptul că toate fetele s-au unit. S-au așezat în spatele meu și mi-au zis: bine, Lavinia, cum decizi tu, așa vom face. Noi ne bucurăm că tu ești hotărâtă. Lider al clasei? Pe zona de fete. Am fost un lider al fetelor. Așa. Și la un moment dat, când una dintre fete a fost sau lovită sau i s-a întâmplat ceva de la un băiat, am zis: bun, nu se poate, trebuie să luăm atitudine, îi vom spune dirigintelui. Am să-i spun eu dirigintelui și nu e vorba de pâră, e vorba de dorința de a li se face dreptate. Ce s-a întâmplat? M-am gândit dacă să-i spun, dacă să nu-i spun dirigintelui de povestea respectivă. Cert este că băiatul respectiv a întârziat din pauză când aveam oră tocmai cu dirigintele. Și ce am făcut eu? I-am transmis, îți dai seama că nu i-am spus nimic dirigintelui, că mi-era puțin rușine. Am zis: nu-i nimic, dar problema o rezolvăm. I-am transmis băiatului un bilețel, când am văzut că a întârziat, că după oră trebuie să stea să discute cu dirigintele, pentru că eu i-am spus dirigintelui ce a făcut el și dirigintele vrea să aibă o discuție cu el. Mamă, deci omul a fost terminat. Mi-a trimis scuze, ce să fac în timpul orei, ce să facă, dacă aș putea să vorbesc cu dirigintele, să nu mai aia. Deci era numai sudoare așa pe tâmple, era terminat. Bun, până la urmă am zis, deci foarte frumos, în alt bilețel am spus: în regulă, o să rămân eu să discut cu dirigintele, dacă este așa, dacă el ne promite că îndreaptă ceea ce a făcut, sigur că da. Zic, bine, atunci tu te retragi imediat în pauză, nu e nicio problemă, eu rămân să vorbesc cu dirigintele. Bineînțeles că s-a retras, m-a văzut că mă duc spre diriginte, el a plecat, a rezolvat problema, deci și-a cerut scuze și a rezolvat problema și eu dirigintelui i-am spus că am vrea să mai facem o oră de matematică, dacă ar putea să mai recuperăm ceva când avem timp. Bravo! De mică! De mică în zona asta politicianismului, a diplomației cumva, deși în politică ai fost de multe ori destul de tranșantă. Și băiatul ăsta ți-a devenit, devenit primul tău prieten sau... Nu, nici nu mai știu ce face astăzi. Revelații contundente până la final. Nu știu cum ai reușit să te reorientezi dinspre avocatură spre teatru, că tot n-am înțeles asta, dar pe scurt. Da, foarte pe scurt. Părinții vreau să fie avocată? Părinții au vrut să fiu avocat, dar îmi și plăcea foarte mult istoria. Am fost și olimpică la istorie. Da, ai fost olimpică la istorie. Da, mi-a plăcut foarte mult istoria. Da. Foarte, foarte mult. Eu am făcut istoria, asta e. Bravo. Știam că ai făcut istoria și... Așa? Așa, am iubit istoria și se dădea la drept din gramatică, îmi plăcea foarte mult, m-am răsoară de română, și istorie. Și am vrut să dau la drept până în ultimul moment, de fapt până în primăvara ultimului an de liceu, când am întâlnit, o să-mi închid acum telefonul, să-și răspunzi. Cer mii de scuze, da, chiar ar fi drăguț. Mai ales că mă sună președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, președintele interimar, domnul Sorin Stanciu. Dar o să-l sun după emisiune. Așa. Și, efectiv, după primăvara acelui an, am cotit-o spre teatru. De ce? Pentru că m-am întâlnit cu o mătușă de-a mea, despre care auzisem doar, regizor, da. Rodica Băiețan, Dumnezeu să o odihnească, e undeva acolo sus. Regizor care s-a uitat la mine, a povestit puțin și a zis: auzi tu? Deși am întâlnit-o în tren, nici nu știam că suntem rude. Am întâlnit-o în tren, am reluat de atunci legătura și mi-a zis: eu te pot pregăti să dai la teatru. Tu poți să fii o foarte bună actriță. Și practic această femeie ți-a schimbat destinul. Da. Și ai ajuns să urmezi cursurile Academiei de Artă Teatrală din Târgu Mureș. Da. Între 1993 și 1997. Clasa conferențiar universitar Constantin Buljan. Da. Ai ajuns și pe la circ la un moment dat, după, nu? Da. Ce ai făcut acolo? Nu prezentai? Recunoaște tot. Da, am ajuns la circ. Ce făceai la circ? Dacă spun că eram la trapez, nu o să mă crezi, dar nu eram la trapez, prezentam. Prezentai? Prezentam. Spectacole de circ. Da, prezentam spectacole de circ. La un moment dat a fost o mare revoluție, o mare scandal în Partidul Democrat.
Au fost unii care au zis că acum, dacă o să spună că Lavinia e circăreasa lui Băsescu, Traian Băsescu o să se supere și o să zică vreau să nu mai aud de ea. N-au reușit să facă decât să îl determine pe Traian Băsescu să-mi dea un telefon, să mă întrebe când jucăm spectacolul, că vrea să vină și el cu Maria să vadă spectacolul. Și au venit la spectacol. Mi-aduc aminte acest moment în care a apărut în presă ideea că ai făcut parte din această lume a circului, sigur, una spectaculoasă, dar noi vrem să facem altă surpriză. Vrem să facem altă surpriză. Îți arătăm aceste imagini. Nu știu câți dintre telespectatori știu și amintesc că ai făcut parte din Școala Vedetelor? Da, am fost făcut parte din acest proiect. La ediția a patra am fost la Școala Vedetelor. Tu ești aici în față? Da. Uite, cu Rareș Dragomir. Rareș Dragomir. Ai fost, nu mi-aduc aminte aceste momente, dar colega noastră, Roberta, le-a descoperit. Și erai pe dans acolo, pusă, ai cântat și cântai? Am și cântat, da. Așa? Cine ți-a plăcut cel mai mult din această perioadă, Școala Vedetelor? Ai fost cu Cabral? Era cine mai Nu i-ai prins? Nu l-am prins pe Cabral. Nici pe Nadine? Eu fost pe Nadine, da. Pe Nadine ai prins-o, nu? Pe Nadine, da, și cânta senzațional. Pe Despot? Și pe Adi, da. Și pe Adi Despot, da. Cu Rareș m-am înțeles foarte bine. Cât de bine? Nu, normal, nu exager, nu, ca să nu. M-am înțeles chiar, de fapt, a și fost un moment când trebuia să... El cântă foarte... Vine și Andru, doamnelor și domnilor. El cântă foarte, foarte frumos și nu cânt extraordinar. Dar am ajuns printr-o conjunctură acolo. Aveai prezență scenică. Da. Și aveam un refren extrem de dificil la melodia mea. Rareș era acolo așteptând să-și cânte și el la studio piesa. Și l-am întrebat, Rareș, nu vrei să cânti tu refrenul de la melodia mea? Ba da, hai să facem. S-a rezolvat. S-a rezolvat problema. Da, aici e un ați dat imagini dintr-un spectacol foarte frumos, pe care îl iubesc. Mi-aș dori să se mai poată juca. Este un spectacol pus de Teatrul Excelsior, cu care a și intrat în Cartea Recordurilor în anul 2018. Da. Proiect centenar pentru care zic că a avut un mare merit doamna primar general de atunci, Gabriela Firea. Pentru că a susținut câteva proiecte extrem de importante pentru cultura bucureșteană, care dacă nu ar fi fost susținute atunci, poate nu s-ar mai fi făcut niciodată. Vom vorbi despre proiectele tale, cel puțin proiectele în care ești implicată, pe cele pe care doresc să le duci la bun sfârșit, dar eram curios de la toate aceste începuturi, Școala Vedetelor, piesele tale de teatru, jucate acolo pe la Târgu Mureș sau în alte locuri, cum ai făcut pasul spre politică? Prezența pe sălile de spectacol ale circului. Cum s-a întâmplat această cotitură? La circ am ajuns să prezint și să joc, cunoscând-o pe Brândușa Novac. Ok. M-a invitat Brândușa. Da, dinspre circ, spre politică, nu e mare. Cum să zic, în principiu, politica are foarte multe elemente. Da, eu eram circ. În 1997, am intrat în Partidul Democrat. Da. Pentru că îmi doream să fac lumea să se miște, să schimb lucrurile, să ajut oameni, să ajut lumea teatrală, să fac în așa fel încât anumite probleme... Eu eram facultate, eram în televiziune. Mm-hmm. Întâi am început în radio, la Radio UniPlus, da. Și pe urmă... La UniPlus Radio ai fost? La UniPlus Radio am fost din anul 2 de facultate. Și apoi... Local acolo, la Târgu Mureș? Da. Da. Eu am fost la UniPlus la București. A, serios? Da. Ah, deci eram colegi de radio. Eram colegi de radio. Da. Prin 2001, nu mai știu. Iar apoi, în 1996, m-am dus la televiziune pentru că venise Antena 1 în Târgu Mureș și am fost la Antena 1 Târgu Mureș. Uh-huh. Și, practic, deja aveam contact cu mediul politic din postura de jurnalist. Da. Emisiuni, interviuri, da. Discuții. A existat ceva care ți-a facilitat această intrare? M-a enervat foarte tare faptul că aveam situații în care trebuia să-i spun eu omului politic ce să vorbească. Dar nu se poate. Adică dictam să-și scrie, ca să, mai ales la radio. Acolo își putea scrie. Nu știu ce să zic, doamnă. Vai, din capul meu. Și voi sunteți parlamentari, voi sunteți oamenii politici, voi... Pe bune... Aia locali. Da! Da.
Bun, nicio problemă. Scrieți că acum vă spun ce să ziceți. Și atunci am zis, măi, dar nu se poate. Deci eu fac mai bine treaba decât ei, păi înseamnă că e momentul să intru și eu. Și am intrat la organizația de tineret a Partidului Democrat. Era o organizație foarte puternică atunci. Da. Cu foarte mulți tineri, era... PD-ul era pe val. Era, sigur, da. Era la putere, era ministru al transporturilor Traian Băsescu, așa, un brand pentru tot ce înseamnă politica din perioada aia. Tinerii îl priveau cu admirație, mergeau pe stradă, era peste tot panou cu aici sunt banii dumneavoastră. A ajuns primarul. Pe urmă, a ajuns în 2000, m-am mutat în Târgu Mureș, și am fost în campania lui Traian Băsescu pentru Primăria Generală a Capitalei, împreună cu toată organizația de tineret a Partidului Democrat de aici. Și chiar am vorbit într-unul din spoturile lui Traian Băsescu. Avea Traian Băsescu un spot în care spunea: Capitala are 7 păcate, păcatul capital este că n-a fost condusă. Și că așa a fost până atunci. Și... mergând pe stradă, se tot întorceau tineri care îl priveau și la un moment dat o tânără se întoarce, eram eu și spuneam, acum știu cu cine votez. Cum l-ai cunoscut pe Traian Băsescu? Deci l-am cunoscut la acel spot. Dar cum cine te-a selecționat din fruntea partidului pentru Era Felix Tătaru, regizorul, care era cu foile în mână și ne spunea ce să facem. Au chemat organizația de tineret din tot Bucureștiul, de la Felix Tătaru era un fel de șef de campanie electorale. Nu, nu era șef de campanie. Se ocupa de partea de spoturi. Marketing. Marketing, spoturi, ce mai avea de făcut acolo. A început cu spoturile. Pe urmă, în campania locală a fost doar cu spoturile. Pe urmă a făcut mai multe pentru Partidul Democrat. Dar atunci cam asta. Și eu m-am uitat la... clipboard-ul lui și am văzut că replică tânăr. Și am zis, auzi, pot să zic eu replica, pentru că sunt actriță. A, perfect! Deci nu mai trebuie să învăț pe cineva să zică cu intonație. Exact, perfect! Păi atunci o spui tu. Și normal că din toată masa aia de tine m-am văzut că după ce apăreau toți, apărea mâna care zicea, acum știu cu cine să votez. Și normal că m-a văzut Traian Băsescu, felicitări piticule. Așa ți-a spus? Da. De atunci am fost piticu. Felicitări piticule, mulțumesc. Și pe urmă, în campania parlamentară... Fost o mare fan a lui Traian Băsescu. Da. Deci am dat afară om, cât mă vezi de mică, am dat afară om din sediul partidului, luându-l de guler, pentru simplu fapt că și-a permis să zică ceva rău de Traian Băsescu. El era de la PNTC de omul ăla și venit să... L-ai luat de guler? Efectiv, l-am luat de guler și l-am scos afară. Deci erau toți șocați. Și el a fost șocat și a ieșit afară, șocat fiind. Mamă, zic, nu vin în casa lui Traian Băsescu să-l înjuri. Tu nu vii aici să-l înjuri, nu ți-i rușine, nu. Nenorocită. Peste ani omul a ajuns mare, oricum, nu contează cine-i. Da. Cel pe care l-ai dat afară? Hai mă, nu se poate să nu ne zici numele. Nu contează. A ajuns mare, în domeniul energiei. Serios? Deci, da. Să facem acum prin eliminare niște asocieri. Da, nu. Știe el dacă ne vede și aduce aminte. Ok. Da. Super. Și în campania parlamentară, pe urmă, a fost foarte drăguț. Că m-au chemat... Și PNTC-dist. Da. Okay. M-au chemat de la sediu din sectorul 5 să vin la Modrogan pentru că se organiza un studio TV unde se făceau reportaje. În fiecare zi se făceau reportaje cu tinerii, reportaje de campanie care se dea către televiziune. Și aveau nevoie de un voice-over. Și așa m-au chemat pe mine. Și am venit ca voiceover și am ajuns și regizor și actor și de toate în spoturile alea. Făceam în fiecare zi spoturile și primele spoturi pe care le-am făcut, le-am terminat și pe urmă ne-am dus, trebuie cineva să-și dea ok, eu nu știa nimeni. M-am dus frumos, am bătut la ușă la Traian Băsescu, domnul președinte Băsescu, haideți să vedeți spoturile. Da, mă, piticule, vin să văd ce ați făcut voi aici. A venit frumos, s-a așezat pe scaun și a prins o țigară, arătați-mi și mie să văd ce ați făcut. Mai arătați-mi o dată. După care a zis, piticule, le copiați în 6 exemplare, pe 6 casete, că așa era pe atunci, pe 6 beta, le trimiteți către televiziuni și de acum înainte tu o să conduci studioul ăsta.
Ok, mulțumesc. În regulă. Mamă, deci în fiecare zi la ora 6 eram acolo, deschideam. La un moment dat ai ajuns să fii deputat și ai urcat. Da, asta, asta a fost deja peste 4 ani. Nu, dar ai avut o ascensiune foarte puternică. În câțiva ani ai reușit să deții funcții importante în partid. Și am fost secretar internațional. Secretar pe imagine, secretar executiv imagine. Așa. Și pe urmă secretar internațional. Cele mai, nu știu, interesante momente din perioada relației tale ok cu Traian Băsescu. Ce te-a impresionat la el, în primul rând, în acel moment? Și să-mi spui și cum s-a produs ruptura? Da. Între timp, au intrat în partidul lui, la un moment dat a migrat și Cosmin Gușă dinspre PSD. În 2003 a ajuns acolo și a fost un fel de lider al campaniei. Pot să spun tot despre Partidul Democrat, pentru că am o lucrare de master pe Partidul Democrat. De la origini până la dispariția lui. Mi-am dat masterul pe Partidul Traian Băsescu avea câteva femei pe lângă el. Da, Traian Băsescu a promovat femeile. Adriana Săftoiu, cea care mi-l aducea și mie în emisiune. Adriana Săftoiu, sigur că da. Căruia îi spunea, Anca Boagiu. Pufuleț, mai multe. A mai fost și, a mai fost și cea care a ajuns prefect al Capitalei Noi. Cum o chema? Nu mai știu. Mantale. Mioara Mantale, Roberta Anastase, exact. Mai târziu Elena Udrea. Sigur, Elena Udrea, când a apărut ea, eu deja nu mai eram. Când a apărut ea, n-a mai contat nicio altă femeie din Partidul Democrat. Eu n-am mai Partidul fost Democrat, în Partidul da. Democrat. Așa, dar pot să spun că el a susținut tinerii și a susținut femeile. Deci în toată perioada de opoziție și pe urmă, când s-au făcut listele pentru Parlament în 2004, tinerii au fost susținuți. Cei cu experiență au fost obligați să candideze la alegerile locale, pentru primării sau pentru consilii județene, iar listele pentru Parlament au fost conduse de către tineri. Traian Băsescu atunci... O fază cool pe care ți-o amintești legată de Traian Băsescu din această perioadă. Nu știu, l-ai văzut și în ipostaze de-astea, apropo de legendele despre el, cu chefurile, cu... De exemplu, mie într-o emisiune spunea că a făcut contrabandă cu whisky. La mine, în campania prezidențială din 2004, a șocat pe toată lumea recunoscând că... Să-ți spun. A fost și la prostituate, de exemplu, sau că a făcut contrabandă cu whisky pe vremea lui Ceaușescu. Sunt lucruri care, despre care nu se mai știe unde au apărut, dar le-a spus în emisiunea pe care eu atunci o moderam la Național TV. Uite... Într-o perioadă în care nu tocă sau alții închiseseră ușa. Hai să-ți spun un lucru. Deci mie ce mi-a plăcut la Traian Băsescu în perioada în care m-am înțeles bine, că atunci și vedeam lucrurile astea la el, că era curajos și ți-a arătat că e curajos. Adică voia să se vadă lucrul ăsta. Pentru că un lider trebuie să arate că e curajos. Un lider niciodată nu trebuie să arate că are dubii sau că nu știe încotro să o ia. Exact ca replica aia capitanului Picard, știi, din... Uite ce m-a impresionat pe mine ca jurnalist, fac o paranteză. Așa? Scurtă. Nu, care a zis, e întrebat în ce parte o luăm și a zis, urcăm dealul și o luăm la dreapta. Și ăștia, de unde știe? Păi nu știe, dar ne spune ce să facem. Asta e, nu trebuia să știe. Traian Băsescu îți spunea întotdeauna unde să te duci, chiar dacă el nu știa. Pentru că așa trebuie să facă liderul. Zi. Paranteză. Eram, cred că la Realitatea TV... Înainte să ajung la Național să fac miezul problemei și aveam un invitat, un PSD-ist sau un PDS-rist pe vremea aia, care la un moment dat, nu mai știu, avea o problemă și a intervenit Traian Băsescu telefonic. Și ăsta l-a întrebat pe Traian Băsescu. Domnule președinte, sau domnule Traian Băsescu, am față de prost? Băsescu, aflat la telefon, la capăt al firului, cum ar veni, a răspuns, da. Da, domnule, ai față de prost. Era extrem de surprinzător. Da. Și cu asta a câștigat în campanie. Mi-aduc aminte că a venit în 2004 și a rămas după emisiunea de-a mea la un scotch. Am stat împreună, am vorbit un pic. Eu m-am retras pe la 2:30, cred. 3 spre 3 dimineața. Era un scotch obișnuit. Foarte ceva deosebit. Și a rămas cu administratorul clădirii al complexului Național TV. Așa. A crezut, cred că e unul din frații Micula. Și a stat cu el până pe la, am înțeles, până pe la 5 dimineața, l-a ținut pe băiat.
Dar oricum se înțelegeau, pentru că și el fusese ofițer, găsiseră... Era foarte normal pe vremea aia Traian Băsescu înainte să ajungă președinte, când s-au schimbat niște lucruri. Foarte normal. Deci asta spuneam. Și normal și curajos. Să-ți dau un exemplu de om curajos, știi? Adică da. Își asuma niște lucruri. Era războiul cu Adrian Năstase. Dur de tot. Dur de tot. Adrian Năstase ajunsese prim-ministru la sfârșitul lui 2004, Traian Băsescu era primar general, război maxim. Deja Partidul Democrat intra în opoziție, pierdea tot, Adrian Năstase câștiga teren. Deja lupta era începuse să fie tot mai dură. Și noi organizam cu Primăria Generală a Capitalei la Romexpo celebrul revelion al lui Traian Băsescu. Ți-aduce aminte de revelioanele lui Traian Băsescu? Frumoase. A fost primul revelion, era de fapt revelion de trecere în mileniul 3. Când am și depășit un record pe care nu cred că nu are cum să-l mai atingă cineva, saltul dintre milenii, parașutiștii au sărit din avion în mileniul 2 și au aterizat pe pământ în mileniul 3. Foarte frumos! Traian Băsescu a fost de acord cu toate ideile, televiziunea română a transmis tot de acolo, tot foarte, foarte frumos eveniment. Bun. Era ora 9 seara, începea evenimentul, începea transmisia, prezentam cu Dan Negru și cu Gianina Corondan evenimentul și ne trezim cu câini, polițiști, cu ceva patrule, cu niște unii costumați că să eliberăm tot, că s-a primit o alertă cu bombă. Deci nu cred. Asta nu mai știam. Deci îți spun lucruri pe care le-am trăit, știi? Și zic, cineva să fugă după domnul primar general, că e ceva, adică ce mai vor oamenii ăștia? Oamenii au fost trimiși ca să strice tot. Să strice evenimentul. Au fost trimiși, după ce încercaseră fel de fel de alte șmecherii să ne blocheze, au trimis ca să trimită oamenii acasă, că alertă cu bombă. Când oamenii se așezau la masă, când se așezau, adică începeam tot, s-au stăneam Băsescu la ei și a zis, ce vreți, băieți? Păi uitați că vă rugăm frumos să părăsiți incinta, că nu știu ce. Aha. Și dacă nu părăsim incinta, ce se întâmplă? Păi că vă asumați? Da, domnule, dai aici o hârtie că mi-asum. A semnat că își asumă că dacă se întâmplă ceva, el să fie arestat. Și au plecat. Bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic. Da? A înțeles că e o șicană. Măi, știi cum m-am uitat la omul ăla din momentul ăla? Bun, și de aici, până la momentul în care te-ai desprins de el, ce s-a întâmplat? Venirea lui Cosmin Gușe sau ce? Nu știu cum să zic, nu m-am desprins că aș fi vrut. Dar că pe urmă, peste ani, am ajuns să discutăm tu, despre Aurelian asta. Tu, Aurelian Pavelescu și Cosmin Gușe, v-ați desprins la un moment dat. Da, pentru că trebuia să vină și Roberta inițial cu noi și pe urmă ea s-a răzgândit. Nu aș fi vrut să mă desprind de acolo. De ce ai ajuns să-l detești pe Traian Băsescu? De la big fan? Nu l-am detestat, dar m-a durut. M-a durut enorm ce... Vreau să întreb care au fost ultimele cuvinte ale lui Traian Băsescu? Înainte să pleci, sau ce ți-a zis? Dar spui, zi-mi ce mi-a zis. Ce ți-a zis? Întoarce-te la partid, la Vinea. Și în stanul eu n-am plecat niciodată de la partid. Întoarce-te la partid. Zic, domnul președinte, eu mă întorc, dar știți cum e? Eu până acum, că erau mai mulți acolo, de fapt problema nu a fost între mine și Traian Băsescu, a fost între echipa din care făceam eu parte și unde mai era Aurelian Pavelescu și Cosmin Gușă și cei care își simțeau pozițiile atacate și de Aurelian Pavelescu și de Cosmin Gușă, mai ales de Cosmin Gușă. Care venise din PDSR. Venise din PSD deja, PSD, se numea deja PSD, venise din PSD. Oamenii îl vedeau ca un posibil lider, președinte executiv sau președinte, nu se știa că poate să fie Emil Boc președinte sau poate să fie Cosmin sau nu știu ce, bun. Foarte mulți în țară veneau la Cosmin să ceară sprijin, Cosmin îi ajuta, mai ales pe zona de mass media pe care o cunoștea foarte bine. Și atunci ceilalți din partid își simțeau pozițiile puse în pericol. Și s-au dus să-i picure în ureche lui Traian Băsescu că ce se întâmplă aici, că e clar că Cosmin vrea să vândă partidul, nu știu unde să-l ducă, să împacheteze. Bun. Și... Vasile Blaga a fost împotriva lui Cosmin Gușă? Toți de acolo au fost împotriva. Toți. Chiar nu are sens să dau unul. Toți au fost împotriva lui Cosmin Gușă. Pentru că de câteva ori... Deci el nu și-a dorit Cosmin atunci.
să fie decât liderul grupului parlamentar de la Camera Deputaților. Doamne iartă-mă, ce era așa de complicat? L-a votat grupul parlamentar de 3 ori lider. Că toți ziceau, păi să mai votăm o dată, că să vedem dacă e în regulă. L-au votat de 3 ori liderul grupului. Și cu toate astea, greii partidului, de care nu prea știi de vreunul astăzi ce mai face, greii partidului n-au fost de acord. Că vezi, Doamne, n-avea vechime. Dar am zis, mă, dar în campania electorală, când am mers peste tot, avea vechime? Când v-a ajutat pe voi toți, avea vechime? Mă, când vă răspunde la telefon să vă rezolve problemele, are vechime? Să vă dea idei, să vă dea sfaturi, să vă dicteze comunicate de preză. Are vechime când face asta? Numai când e să-l punem lider de grup parlamentar, n-are vechime. Bun, urât. Ideea este că s-au dus imediat și au spus lui Traian Băsescu că uite ce încearcă Cosmin cu Lavinia și cu Aurelian să facă. Și m-am trezit cu un telefon de la Traian Băsescu când eu seara trebuia să mă duc în emisiune la Robert Turcescu. Și mă trezesc cu un telefon de la Traian Băsescu. Uite, nici mi-am mai amintit de mult timp povestea asta. Eram la masă cu Roberta, cu Aurelian și cu Cosmin. Stăteam la masă, dar asta după ce, în ședința de birou permanent, eu am prezentat o scrisoare. O scrisoare din partea mai multor parlamentari și primari, în care era o scrisoare către Cosmin, în care eu îi ceream lui Cosmin să nu renunțe la ideea de a fi lider în partid și de a candida la o funcție, să accepte să candideze, că totuși aveam nevoie de un om ca el să se implice în conducerea partidului. Bun. Deci asta spuneam eu în scrisoare. Ce era așa de rău? Da. Da? Mamă, deci m-a luat blaga, m-a făcut în toate felurile la ședința aia. Au început pe rând toți grei să mă facă. Deci nu-mi venea să cred, nu-mi venea să intru sub masă. M-am ridicat și am plecat. Efectiv, am deschis ușa și am plecat. Am zis, nu, ăsta e partidul pentru care eram în stare să mor. Da? Deci am fost foarte bună în campania electorală, am fost foarte bună să arăt realitățile din România. Printre cei mai vizibili, ați fost, l-am avut și pe Vasile Blaga în acea campanie, dar nu era atunci. Nici într-o emisiune în campania. Nu a fost un din 2004, foarte, foarte nu, ara, vreau să văd emisiunea la care a fost Vasile Blaga în 2004. A fost la mine în acea campanie. 2004? Înainte să câștige alegerile Traian Băsescu, a ieșit într-o emisiune. Eu îi aduceam pe toți atunci, veneau chiar toți la mine. Da. N-a putut să mă refuze, nu era un vorbitor foarte bun. Cel puțin în acea perioadă vorbea Vasile foarte Blaga puțin. Vasile Blaga de acum e altceva. Asta zic. Atunci chiar nu era. Blaga de acum chiar e nu altceva. Era. Mai era un personaj care venise de la PLM. Ne întâlnim, vorbim, e altceva. Era un personaj cu care toții venise... deja ne gândim așa. Zim, un tip care venise de la PRM și care era destul de vocal în acel moment. Era Dănuț Liga. Era destul de vizibil și la Consiliul atunci. General. Dar cei care ați dominat campania lui Traian Băsescu în acel moment a fost tu, Aurelian Pavelescu și Cosmin Guș. Asta e cert. Și... Așa, și... Ei, și m-a sunat Traian Băsescu. M-a sunat Traian Băsescu. Și mi-a zis, stai să vezi, altfel a fost. Îmi sună telefonul. Și ziceai că erai la masă. Eram la masă, îmi sună telefonul și răspund, era număr necunoscut. Răspund și era secretara lui Traian Băsescu, zice, domnul președinte, doamna la mine așa, într-o da, sunt secretara domnului președinte Traian Băsescu, domnul președinte dorește să vorbească cu dumneavoastră. Doamne, deci m-am simțit, zic, uite-mă, cât mi-am dorit eu momentul ăsta. Momentul în care Traian Băsescu ajunge președintele României și îmi sună telefonul și la telefon e președintele României Traian Băsescu. Doamne, cât de frumos! Deci cât de mult am așteptat acest moment și uite că a venit momentul ăsta. Și vine Traian Băsescu și mă face că am mințit, că am trădat partidul, că risc să ajung, că nu a zis altfel, a zis risc să ajungi pe centura politicii. Că, de fapt, tu vrei să faci echipă cu Ponta. Eu cred că îl întâlnisem o dată undeva la o emisiune pe Ponta. Adică nu știu cum era să facă echipă cu Victor Ponta. Nu fac nici în ziua de azi. N-am făcut niciodată, nici azi n-aș avea cum. Dar, mă rog, ce echipă? Cum? Dar întoarce-te la partid. Zic, stați puțin, domnul președinte. Cum să mă întorc la partid? Că știți, înainte, când era o problemă... Te-a jignit sau a folosit un... Asta a fost că risc să ajung pe centura politicii. Atât. Bine, aici s-a apropiat de Cornel Vadim Tudor, ca și limbaj, cumva, ca și abordare. Mi-a zis că trebuie să mă întorc la partid, i-am zis, cum să mă întorc la partid? Pentru că înainte era dumneavoastră acolo, deschideam ușa și vă spuneam exact cum stau lucrurile. Acum n-am cu cine vorbi.
Păi să te duci să vorbești cu Vasile Blaga. Zic, Vasile Blaga țipă la mine. Ce să vorbesc cu Vasile Blaga? N-am ce să vorbesc. El doar țipă la mine. Cu dumneavoastră puteam să vorbesc. Dar care era problema? Că vrei că-l susținai pe Gușă, pe Cosmin Gușă? Sau? Pe liderii partidului, pe liderii vechi ai partidului, asta i-a deranjat. I-a deranjat foarte mult. Lor le-a fost tare frică de Cosmin. Acum, poate că și Cosmin, poate și Cosmin s-a grăbit. Cu siguranță s-a grăbit. Că putea să mai aștepte. El a considerat probabil că trebuia pe undeva nu să primească ceva în urma susținerii. Nu trebuia să-i facă pe oameni să se teamă de el. Dar nu mi-a să teme de un om inteligent, de un om energic, de un om care întotdeauna are cuvintele la el, multe cum informații. E Cosmin, are multe informații, sigur că da. Pe care nu știau de unde să-l apuce. Da, dar el trebuia să mai aștepte puțin. Cu mintea mea de atunci, am zis că nu trebuie să aștepte. Cu mintea mea de acum, spun că ar fi trebuit. Era mult mai bine dacă aștepta puțin. Bun, cu siguranță se ajungea la niște războaie pe urmă în partid. Că n-ar fi acceptat o mulțime de lucruri. N-ar fi, adică, ca să zic, noi condamnam o grămadă de chestii pe care pe urmă am văzut că vor să le facă cei din Partidul Democrat. De exemplu, când noi am zis, domnule, să depolitizăm televiziunea română, alea, nu știu ce, și mi-au zis, păi, Lavinia, stai puțin, că am ajuns la putere, poate nu mai vrem. Păi cum? N-ați zis că vrem să facem lucrurile astea? Păi nu-i chiar așa în politică. Ha. Deci contează mult campania electorală. Da. Da, contează pe urmă să rămâi și să faci ceea ce ai spus în campania electorală. Da, pentru și taxează. Uite, în ziua de azi pot să-ți dau exemple de oameni care au făcut ce au zis în campania electorală. Dăm exemplu. Și au lăsat în urma lor lucruri. Dăm exemplu. Uite, pot să-ți dau exemple de la mai multe culori politice, da. Dacă este. Da? Uite, mă duc la Cluj. Emil Boc, de ce a fost ales și reales și cred că poate să iasă la pensie de acolo. Mă referam la politica mare. De cum cineva care a promis că va face ceva și chiar a făcut. În politica mare am avut o mare problemă pe zona de premier, de exemplu, pentru că nu pot să-ți dau și nu am cum să-ți dau un exemplu de premier care să fie lăsat să-și facă treaba până la capăt. Adrian Năstase a avut o putere foarte mare. A și făcut lucruri. A avut o putere foarte mare. S-a și reproșat foarte mult. A și făcut lucruri. Eu și condamn anumite lucruri pe care le-a făcut. Nu am cum să nu condamn. Anumite privatizări, de exemplu, pe care le-a făcut. Asta sunt principalele acuze de atunci. Cu care nu pot să fiu de acord. Sigur că pentru momentul de atunci, guvernarea a fost performantă, dar dacă este să ne uităm la anumite plăți pe care le-a făcut acea guvernare, nu avem cum să fim de acord cu ea. Mergând mai departe, nu pot să fiu... De exemplu, nu avem de unde să știm dacă Sorin Grindeanu n-ar fi fost un premier bun. Poate că ar fi fost un premier foarte bun. Dar dacă a fost dat jos Mazilit. De... Era să zic de propriul partid? Nu de propriul partid, de propriul Dragnea, da? Da. De Liviu Dragnea, că n-a mai putut să-l va... Nu. Așa ceva... A costat foarte mult Partidul Social Democrat felul în care și-a dat jos doi premieri. Cred că nici Mihai Tudose și nici Sorin Grindeanu nu erau foarte răi. Sigur că da. Abar n-am. Nu mă pricep. N-am fost niciodată fanul zonei respective politice. Dar între timp, după ani de zile, deci, de eu am fost la Timișoara și am văzut oameni cu lacrimi în ochi în acel moment în care s-a întors Sorin Grindeanu acasă după ce îl dăduse jos Dragnea din fruntea guvernului. S-a dus, deci era plină ochi, erau peste 1500 de oameni acolo în curtea partidului, mă, oameni cu lacrimi în ochi. Și îmi spuneau, doamna Șandru, de ce îi fac asta? De ce îi fac asta? Omul ăsta, știți cât a făcut pentru partid? Știți cât a făcut pentru Timișoara și pentru județul Timiș? Cum să-i fac așa ceva? Cine-i, mă, Liviu Dragnea? Asta ziceau. Vine Teleormanul să ne vezi. Asta ziceau oamenii din Timiș. Timișoara, normal. Da. Timiș. Bănățeni mândri și da, normal să fie așa. Și am zis-o atunci. Am zis-o atunci, eram... Am intrat în direct la Rareș, eram cu Tavi Hoandra acolo, da. Am intrat în direct la Rareș seara la emisiune și am zis, va costa asta scump Partidul Social Democrat.
Ce mai spui tu omului în campanie? Votează-mă pe mine că pun pe unul premier și pun mă-l dau jos, că nu se știe. Nu se poate. Tu trebuie să fii ferm tot timpul. Până ai intrat tu la Rareș, Bogdan, în emisiune, ai trecut prin mai multe etape vieții tale. Te-ai dus, ai format PIN-ul, partidul ăsta cu Cosmin Cujiș și cu Aurelian Pavelescu. Partidul Inițiativa Națională. Partidul Inițiativa Națională, care, mă rog, a avut evoluția pe care o știm. N-a reușit să convingă în cele din urmă, chiar dacă a avut un început interesant. Și era foarte mulți tineri acolo și așa mai departe. A fost un USR? Nu. A fost un aur. Nu USR. A fost un aur înainte de vreme. Înainte de vreme. Prea de vreme, nu? Între timp te-ai căsătorit în mai 2005 cu Darius Vlăcov, care era fostul primar al orașului Slatina. Atunci era primar. Da. Era pe cai mari în momentul căsătoriei. Ulterior a devenit și ministru de finanțe. Și vreau să vorbim o chestie. Ai declarat când soțul tău a ajuns în atenția justiției. Da. Că la nuntă în cele două părți, ați avut o nuntă în cele două părți, una la Slatina, una la Târgu Mureș și una la Neptun. Sau trei părți, da. A fost și botezul, adică de asta am zis în două da. Părți. Da? A fost da. Oricum un act în trei părți, per total. Mm-hmm. Așa, ați obținut vreo 700.000 de euro cash, plus câteva tablouri cu flori, cum ai spus atunci, mi s-a vărut foarte tare. Da, adică povestea aia cu sute de tablouri, cu nu știu ce, aia e... Așa. Eu vreau să te întreb... Presă. În ce ați investit banii? Ți-a luat Darius vreun cadou special? Nu știu, ți-a luat niște genți de firmă? Ți-a luat vreo mașinuță, vreun apartament? Mă vezi pe mine om cu așa ceva? Nu, nu te-am văzut, dar de asta te-am întrebat. Nu, au fost niște investiții pe care a vrut el să le facă, niște investiții în terenuri. Nu m-am amestecat. Că a șocat faptul că tu ai declarat asta în fața în altei curți. Mi-am spus adevărul, că doar ce era să zic. Pentru că a fost, cred că, unul dintre puținii politicieni care și-au permis să facă astfel de afirmații, să recunoască astfel de lucruri. Da, pentru că asta a fost. Public, asta a fost, într-adevăr, noi am avut în jur de 400 de invitați la fiecare petrecere, pentru că era primar. Și au venit numai oameni care aveau posibilități. Da, adică, da, domnule, așa a fost. Iar dacă el a zis, domnule, mă gândesc să investim, ok, nu mă bag. Până la urmă, în ceea ce privește zona de finanțe, cred că toată lumea e de acord că are o minte colosală și, da, nu pot să mă pun eu. Eu sunt cu arta, cu teatru, cu... A fost o perioadă interesantă. Proiectele artistice cu altceva. Și atunci am zis, faci ceea ce crezi tu, nu o să mă amestec, îți dai seama că n-am cum să mă amestec eu. Și normal că asta am spus la înalta curte. Normal că faptul că au ieșit atâți bani de la astfel de evenimente, pentru că... Normal că asta am spus la înalta curte și pe urmă judecătoarele de acolo au zis că apoi eu nu am fost imparțială, că-s fost asoție. Păi normal că-s fost asoție, dar n-ați văzut că-s fost asoție? Adică, nu. Că n-ai cum să fii imparțial. Da, au zis că n-aveam cum. Sigur n-aveam cum să fiu eu imparțială, că-s fosta soție. Păi statutul ăsta nu mi-l ia nimeni de fostă soție. M-a interesat dacă ai primit măcar o geantă de lux, dar în afară de asta, ce mi se pare important să înțeleg evoluția? Gențile mele preferate sunt un brand românesc la care țin eu foarte mult și o doamnă deșteaptă care... Să dai trei nume de branduri ca să fie ok să poți spune și brandul respectiv. Deci păi atunci hai să zic, am voie să ți le zic ca să râdem, să facem așa? Păi spun așa, deci cele pe care nu le am, Chanel și Dior, și brandul Musette la care țin mult. Am înțeles. Ok, ai spus trei branduri. Vreau să te întreb totuși de ce v-ați despărțit. Probabil că ai mai fost întrebată. De ce l-ai părăsit? Dacă din cauza problemelor cu justiția sau din alt motiv. Dar asta după publicitate. Da. După publicitate. Da. Ajungem și la aceste episoade mai puțin plăcute din viața ta prin care ai trecut. Trec mulți oameni prin așa ceva. Ăsta a fost unul dintre acele momente. Avem în schimb și alte discuții. Sunt o mulțime de, sper să pot să le abordez pe toate, o mulțime de lucruri interesante, inclusiv proiectele tale de viitor. Oricum, toată lumea știe că ți-ai refăcut viața. Vom vorbi despre asta. A fost un moment, o alegere, dar e important să știm ca politician și ca om prin ce ai trecut în acele faze. Cum ne întoarcem în câteva momente.